Bună și bine v-am regăsit la o nouă lecție de anatomie pe canalul de YouTube Medicina Generală. Astăzi o să discutăm despre mușchiul biceps brachial și o să vă prezint o animație 3D. Bun, haideți să începem. Mușchiul biceps brachial este un mușchi flexor. Este format din două capete, un capăt lung și un capăt scurt și este situat în partea anterioară a brațului. Capătul lung este acesta, da, ajunge aici și se inseră, aici este originea sa, originea pe tuberculul supraglenoid al scapului, iar capătul scurt are originea pe procesul coracoid al scapului. Bun, cele două capete ale mușchiului se unesc la mijlocul anterior al brațului, da, vedeți, aici s-au unit și formează un tendon comun. Acesta aici este tendonul comun, un tendon gros care se inseră pe tuberozitatea radiusului. Aceasta este tuberozitatea radiusului. Acțiunea. Este un mușchi flexor al antebrațului și un puternic supinator. Și este inervat de nervul musculocutanat.